Gata. Ia să văd. Gata. N-ai dat. Nu se înregistrează. Maria înregistrează apelul. Da, da, ai dreptate. Tu ai văzut acolo. Bravo, Mihai. Bravo. Mai bine, hai, hai să facem o problemă tare de tot. În curtea unui gospodar sunt găini. Găini sunt 17. Deci găini. Găini 17. Rațe. Rațe. Cu 23 mai multe. Cu 23 mai multe. Rațele cu 23 mai multe. 40. Rațe 23. Nu, rațe cu 23 mai multe decât găini. 40 am zis. Așa a aflat, mă? Deci am terminat problema tu. Așa a aflat, ai zis 40. Foarte tare. Găini. Și tu ai și aflat, repede ai făcut. Să vadă prietenii noștri că tu nu stai pe gânduri și ai și adunat 17 și plus 23 și ai spus că fac 40. Corect. 40. Gâște. 3 acolo. Gâște cu 20 mai puține, 20 mai puține decât rațe. Deci gâștele sunt cu 20 mai puține decât rațele. Câte sunt, câte păsări sunt împreună? Câte păsări sunt în curte? Câte păsări sunt în curte? Câte păsări sunt în curte? Deci găini sunt 17. Rațile le-ai aflat, că ai adunat de pe 23, dar gâștile sunt cu 20 mai puțini decât rațile. Nu știi gâștele. Cu 20 mai puține decât rațele. Deci gâștele cu 20 mai puține decât rațele. Câte gâște sunt? Când trebuie gâștile ca să le adun pe urmă, pe toate la un loc. Adun pe găini, adun și rațile, dar gâștile, nu știu gâștele câte sunt. Cu 20 mai puține decât rațile. Rațile sunt 40. Cu 20 mai puține? Am 20? Sigur că da. Sigur că da. Deci, din 40, ai scăzut pe 20 și ți-a dat 20. 20. Și acum ai. La un loc. Adică trebuie să adun pe 17 plus 40 și plus 20. A, să vedem eu cum adun tu pe 17 plus 40 plus 20. Ce? Deci acum se adun pe toate la un loc. Și găinile, și rațile, și gâștile, pe toate la un loc. Ca să afli câte păsări sunt în curte.
17 plus 40 plus 20. Ce faci matematică? Da. Șaptezeci și șapte? Foarte tare ești, foarte tare. 77. Bravo, Mihai. Deci toate păsările din curte, 77. Dar spune-mi, explică cum ai făcut. Explică ca să înțeleg și eu, că eu nu știu. Cum ai adunat-o pe toate odată? Deci o dat 77. Păi cu 17 ala și face 57. Așa, pe astea două, 57, da. Da, și cu 20 ala faci... Corect, corect. Și cu 20 ala altul de la gâște, a făcut 77. Foarte tare, mai. Băi, mai, hai să spun, știi ce faci tu de acum când ești pe afară la copii, când te joci cu copiii? Le spui așa, eu sunt, ia aflați la mine, așa îi spui, le spui, eu sunt cel mai bun la matematică. Și le spui, dacă aveți vreo problemă la matematică și nu vă iese, și nu știți, veniți că vă spun eu. Băi, fii atent, ca să știe toată lumea, mă. Deci cum faci tu când te duci la... Mergi la mare, dacă mergi la mare, pe plajă, când mergi pe plajă, spui, ei, eu sunt cel mai bun la matematică. Trebuie să zici zip. Da? Să le spui că așa tu ești cel mai bun și dacă ei, dacă ei nu știu, veniți la mine că vă învăț eu. Vă învăț eu, știu. Da, mă, că ești foarte puternic. Da? Deci asta m-a plăcut aici, că tu ai stat și analizat 17 și cu 40, 57. Dar să știi că puteai și invers. 40 cu 20 cât face? Și peste astea se fie 40 cu 20? 60. 60. Și cu 17? 60 și cu 17? Tot 77. Deci nu are importanță. Le faci cum îți vine cel mai bine. Făcea 60 cu 17, fac 77. Da? Deci la adunare le faci cum vrei tu când le așezi. Nu neapărat în ordine. Nu neapărat în ordine. Deci aici, la problema asta, mi-a plăcut foarte tare pentru că tu, noi nu știam decât găinile. Dar aici a fost că, minunat că tu, când eu am spus că 23 mai multe decât găinile, repede așa, la 17 cu 23, 40. Și mi-ai spus 40, 40, spune la găini 40. Iar gâștele față de rații, față de rații, cu 20 mai puține. Adică am scăzit din numărul de rațe 20 și ne-a dat 20 de gâște. Acele 20 primul le-am adunat când le-am zis toate la un loc și găieni, și rațe, și gâște, toate, pe toate le-am adunat. Mihai, eu sunt foarte mulțumit de cum ai reacționat tu aici și ce frumoasă. Asta e cadou cel mai frumos că ai făcut o problemă așa de grea și foarte rapid. Foarte rapid. Da? Deci ce faci tu când mergi pe stradă? Ce le spui copiilor? Ei, eu sunt cel mai bun la matematică. Dacă voi nu știu, dacă aveți greutăți și nu vă pricepeți, veniți că vă rezolv eu. Bine? Bine. Bine, Mihai. Hai că te las de acum. Te las că... mai dovedi că această problemă grea ai făcut-o foarte ușor. Eu îți zic încă o dată, la mulți ani și mâine bei o bere pentru mine pe plajă. Ce? T-ai băut bere vreodată? Nu. Băi, cum să nu bei? Dar una, bei mâine una pentru mine. Deci bei o bere și băi, din partea lui Bubu, așa mi-a spus, trebuie să bea o bere.
Da. Bine, Meiță, te pup, la revedere, pa, pa. Pupă, da. Pupă pe tate, pe mame, pe mamasita, la măiește acolo, pe toți, da? Din partea noastră. Din Maria am pupat-o noi destul, că am pupat-o cu matematică, am pupat-o așa zdravă în zilele astea. La revedere, Mihăiță, cu drag! La revedere!